Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă fac un clip cu un machiaj ușor de efectuat, dar va fi ceva de genul One Brand Makeup, Easy Makeup, o combinație între cele două. Este din nou un clip la cererea voastră și propunerile cele mai multe au venit cu produse de la Avon. Așadar, o să încep machiajul. Încă nu m-am gândit exact ce o să fac, o să văd pe parcurs. Tot ce am făcut până acum a fost să folosesc fondul de ten. Este cel Calming Effects Mattifying Foundation cu un beauty blender, al meu este nuanța nude și am folosit și creionul de sprâncene Brow Definer în nuanța dark brown, care mie mi este ceva prea închisă, adică un pic prea închisă și a trebuit să estompez pe urmă. Nu știu dacă este singura nuanță de maro la ei, dar parcă așa mi-amintesc. Ok, o să merg mai departe cu un concealer din gama Color Trend, în nuanța Light, cel mai deschis. Să dau puțin părul. Sunt chiar curioasă cât va dura acest machiaj, așa foarte improvizat, pentru că nici nu m-am gândit ce vreau să fac. Încă sunt în dubii puțin. Acum folosesc o pensulă simplă pentru concealer și aplic acest concealer de la Color Trend. Mi-mi place acesta, nu am avut probleme cu el. Se strânge foarte puțin în ridurile fine de aici ale ochiului, dar ține destul de bine, are și acoperire. Acum pe cameră pare gălbui. Nu știu cât de bună este lumina. Opa. E greu cu oglinda asta. S-ar putea să mă rănesc. Apropo, de rănit și de accidentat. Nu știu ce am avut ieri. În schimb, însă m-am lovit foarte mult. Ce am reușit să fac? Să mă lovesc la spate, am un cucui și aici mare și sănătos, la umăr m-am lovit. Ce am mai pățit ieri? Nici nu știu ce am mai pățit ieri. Chiar... da, cu genunchiul am dat de colțul de la masă și tot așa. Singurul produs care nu va fi de la Avon în cadrul acestui make-up și acestui film este pudra, pentru că nu am nicio pudră de la Avon și nici nu am avut... cum să cumpăr acum pentru acest film. Așa că voi folosi pudra mea de la Rimmel Stay Matte în nuanța transparent 001. Ok. Merg mai departe și pentru blush și bronzer voi folosi din gama Avon Glow Blush Bronzer Duo în nuanța Peach Glow. Iar la capitolul pensul o să o aleg pe aceasta de la Real Techniques. O să folosesc aceeași pensulă și pentru bronzer și pentru blush, pentru că voi folosi foarte puțin, abia voi lua pe pensulă. Nu voi contura fața foarte puternic, pentru că nu prea-mi place să fac asta la un machiaj normal de zi. Mi se pare prea mult, prea in your face. Și atunci tind să am machiaje cât mai naturale, mai simple pe parcursul zilei. Dacă totuși mă simt, nu știu, inventivă și am chef să mă machiez, atunci optez pentru un ruj mai închis sau cel mult niște nuanțe mai colorate, mai vii pe ploape. Ok, nu este super
puternic sau ostentativ, eu zic că este ok și suficient. Bine. Voi merge mai departe și o să continui cu machiajul ochilor, pentru că nu am o bază de ploape de la Avon. Am avut-o, în schimb, și nu mi-a plăcut deloc. O să aplic pe pensulă puțin Makeup Setting Spray de la ei, pentru a prinde mai bine culorile, a fi mai pigmentate și pentru a le seta mai bine. Iar la capitolul foarte ploape am ales acest quad. Este din gama True Colors Stripped Camouflage și voi folosi prima dată carnuț. Voi merge cu aceasta de aici de sus. Sper din suflet să nu ies din cadru. Ok. Mai apoi o să treci un tren, normal, se putea. N-avea cum altfel. Tocmai ce mi-am spălat pensulele și sunt o idee ută, așa că voi șterge una pentru blending. Și voi alege o culoare mai închisă acum. Acum nu este nici măcar ora 1 în momentul în care filmez și nu vreau să folosesc culori foarte, foarte închise pentru că voi ieși din casă și nu mi se pare potrivit să fiu ca un curcubeu. Deși dimineața mai încerc și culori mai închise, dar marouri eventual. Vara e altceva, nu știu. Mă întorc la prima culoare, cea deschisă, pentru arcadă. Și apoi o să merg cu a doua, cea de aici, mai gălbui așa. Și ușor, ușor si de fată. Fiindcă mi se pare că le îmbină bine pe cele două. Ok. Acum o să iau o altă pensulă. Este una Evantai. Una care îmi place de această dată. Și o să verific puțin machiajul. Bine. Ce o să vreau să fac este să iau un creion de la ei, un pic să scot din sertar, că am uitat să văd pe acesta la început. Ok, este acest creion de la Avon. Din păcate l-am ascuțit și nu pot să-mi dau seama. Mirror Shine, cred că îi spuneam. Pentru a aplica pe ploapa inferioară. Ok. Și apoi o să vin cu această pensulă de la Sephora și culoarea închisă, ce am folosit-o în colțul extern pentru a coborî puțin. Dați seama că nu prea vedeți. Iar cu aceeași pensulă, dar cu partea cealaltă, o să iau fardul foarte deschis din acest duo, tot din gama True Color și se numește Fresh Jade. Și este aproape un alb.
Ok. O să fac ceva ce poate să vi se pară ciudat. O să aplic corector pe vârful nasului pentru că, nu știu dacă observați pe cameră, am un vas de sânge spart aici. Trebuie să-l acopăr mereu. Da, mă arăt ca Rudolf. De multe ori mi-a zice cineva dacă nu am grijă și nu acopăr. Ai ruși pe nas. Nu, nu am ruși pe nas. Aș vrea eu să fie ruși, dar nu e ruși. Bun, mergem mai departe cu creionul ce este și acum în Project Pen Glimmer Stick Diamonds Eyeliner în nuanța Sugar Plum. În mod normal nu este ok să întinzi ploapa, dar eu nu am venit codița foarte sus și atunci, în loc să mă încurce, de fapt m-a ajutat. Verific să fie simetrice. Okay. Și vei face același lucru jos pe linia genelor, foarte subtil. Nu cobor mai jos de linia genelor. Ok, mascara. Și am Big and Multiplied Volume Mascara. A venit în ultimul beauty kit de la Marie Claire. Ei bine, la capitolul mascara e puțin mai complicat, fiindcă sunt foarte departe de oglindă. Și nu aș vrea să mă accidentez, să mă trezesc cu rimel pe ploapă. Ok. Și o să aplic foarte puțin și pe genele de jos. Ok, cam asta a fost la capitolul machiaj al ochilor și acum o să merg la buze și o să folosesc, cum îi spune la asta, nuanța este Berry Blast, iar rujul este cel mat, tot din beauty kit-ul de la Marie Claire. Cam asta a fost tot. Machiajul este gata. Sper că v-a plăcut acest clip. Sper că v-a plăcut acest machiaj. Am ales doar produse de la Avon, exceptând pudra Stay Matte de la Rimmel. Este un machiaj simplu de zi. Pot să ies la cumpărături, să rezolv ce probleme am în oraș, fără să îmi bat capul că se scurge totul de pe mine. Vă mai arăt încă o dată fundul de ten, pentru că nu ați reușit să-l vedeți când l-am aplicat. Este Calming Effects Mattifying Foundation. Iar acum hai să ne uităm la ceas, cât a durat acest machiaj. A durat ceva, pentru că am și povestit. A durat undeva pe la 10-15 minute, ceva de genul. Am și povestit, am și lălăit-o, dar asta a fost tot. Sper să vă placă, sper să apreciați că țin cont de părerile voastre sau sugestiile voastre la capitolul clipuri sau ce să vă filmez în continuare. Sper să continuați acest lucru pentru că mie îmi plac provocările și chiar
mă simt bine să fac aceste clipuri pentru voi. Vă pup! Pa, pa!